am intrat într-un balon și am înghițit din greșeală gheață și cam atât. Am descoperit și celelalte roboții, picturile. Sunt doar o parte dintre experimentele care i-au fascinat pe participanții la noaptea cercetătorilor. Iar aici? Avem sare de masă, sare de bucătărie, care se folosește la masă. Ai simțit ce se întâmplă cu varietățile de coaț când le încălziști? Devin albe. Devin albe sau devin transparente? Se par foarte frumoase și foarte colorate. Sunt extrase foarte frumos. Au niște forme superbe. În holul Universității din Craiova au putut fi vizitate standuri din mai multe domenii ale științei, fizică, matematică, chimie, agricultură, geologie. Fiecare experiment a fost prezentat de profesori și studenți specializați în domeniu. Ediția din acest an a venit însă cu o noutate. Ce aduce nou evenimentul? Aduce alte și alte experimente. Pe partea de fizică, spre exemplu, arătăm echipamentele pe care le-am achiziționat pentru studenții noștri prin diverse proiecte. Avem un computer tomograf didactic, avem simulatoare de planuri de tratament, facem screening oftalmologic și audiologic, avem stații meteo. Publicul a putut interacționa cu renumitul om de știință Lars Brink, membru al Comitetului Nobel pentru Fizică, venit special în Craiova pentru acest eveniment. I think this is a wonderful initiative here from the university. Cred că este o inițiativă extraordinară a Universității din Craiova și îi felicit pentru ea. Am auzit că are loc și în alte orașe din România. Este un eveniment extraordinar. This is a great event. Evenimentul, al cărui scop este să promoveze cercetarea în rândul publicului larg, s-a desfășurat în aceeași seară în peste 300 de orașe din Europa.